suportat Malvina, am ieșit de la prova de istorie, a doua probă de BAC. A fost ușoară, neașteptat de ușoară, creându-ne așteptări de la proba de ieri de la română, unde a fost considerabil mai greu. Mă aștept la o notă mare, dacă nu 10, aproape 10. Cred că a fost ușor și pentru ceilalți colegi și acum să vedem rezultatele. Au fost subiecte accesibile, ușoare, accesibile pentru toată lumea din punctul meu de vedere. Eram destul de sigură că ne pică statul român la subiectul 3 pentru că situația din ultima vreme cu războiul și așa, și cred că o să iau undeva la 9. Și primele subiecte? Primele subiecte au fost foarte ușoare, doar că am greșit eu. Român modern, cred că o să iau în jur de 8 și ceva, 9, nu sunt foarte sigură. Și a fost ok. Mă numesc Badea Ștefan, tocmai ce am ieșit de la proba de la istorie. Mi s-a părut foarte ușor, mă așteptam, putea să pice absolut orice, mă descurcam la absolut orice, am scris tot. Chiar mă aștept la o notă foarte mare, peste 9, de la 9 în sus. Și cam atât, în principiu a fost foarte ușor, cel puțin pentru mine.